Spital caut medici și doctorii tineri ocolesc unitățile spitalicești mici și țintesc mai des marile orașe să-și clădească o carieră. Alții preferă clinicile private, unde ajung să câștige mai bine decât la stat. Ca să ademenească medicii, multe spitale din Gorj oferă locuințe de serviciu, prime de instalare și sporuri atractive, însă nici așa nu au sorți de izbândă. După ce a studiat și s-a specializat la Craiova și Timișoara, Marius a luat o decizie pe care mulți medici tineri o evită, să meargă la un spital mic. De 3 ani e medic ortoped de bază la Spitalul Municipal din Motru, o unitate medicală cu peste 200 de paturi. De ce am ales un spital mic? Pentru că și aici sunt oameni care au nevoie de ajutorul nostru și se poate face performanță oriunde în această țară. Aparatura este de ultima generație, putem face orice fel de intervenție chirurgicală aici. Pacienții care vin din localitățile învecinate nu mai sunt nevoiți astfel să meargă zeci de kilometri până la alte spitale mai mari. În alte secții însă, deficitul de medici e tot mai acut. În special de secțiile de cardiologie, partea de oftalmologie este deficitară la noi la spital, diabet, partea de diabet, endocrinologie. Mai ales că unitatea medicală are și un aparat RMN nou, care a costat 2 milioane de euro și a investit alte 2 milioane de euro să ridice o clădire nouă unde va muta ambulatoriul. Mulți medici țintesc însă clinicile mari sau mediul privat. Sunt poate prinși de mirajul spitalelor mari, sunt prinși de mirajul orașului mare, pentru că au trăit toată perioada facultatea, pregătirea rezidențiată într-un centru universitar, într-un oraș mare și vor să rămână într-un oraș mare. Probleme au și spitalele județene. La Târgu Jiu, cea mai mare problemă e în secția de cardiologie, unde din lipsă de specialiști s-a întâmplat să nu poată fi acoperite toate gărzile. De luni bune încearcă Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu să angajeze cardiologi, dar a dus lipsă de candidați. Acum organizează concursul pentru a cincea oară la rând. Unitatea medicală are nevoie de 4 medici cardiologi. 2 posturi sunt pentru rezidenți. Ca să-i atragă la Târgu Jiu, spitalul îi ademenește cu mai multe facilități. Vorbim despre decontarea transportului sau asigurarea unei locuințe de serviciu aici în Târgu Jiu, despre acordarea sporului de 75% pentru timpul lucrat în unitatea de terapie intensivă USTAC a secției de cardiologie și de asemenea cu aprobarea ordonatorului de credite. Se dorește acordarea unui stimulent financiar la începutul contractului. Se adaugă voucherele de vacanță și indemnizația de hrană, plus sporuri și gărzi. Într-o lună, un cardiolog încasează și 15.000 de lei.